Întreaga rețea de apă a comunei Rocar a fost schimbată, iar conductele vechi au fost înlocuite cu unele noi. Mai mult decât atât, alimentarea se face din două bazine de mari dimensiuni care vor fi date în folosință cât de curând. Acestea vor asigura necesarul de apă pentru întreaga comună. Proiectul a fost unul îndrăzneț pentru autoritățile locale, investiția fiind făcută prin Programul Național de Dezvoltare Locală și a costat peste 7 milioane de lei. Aș face referire aici în special la sistemul de alimentare cu apă potabilă pe care îl avem în derulare și care se va finaliza începând după data de 30 octombrie 2017. Finanțarea a fost făcută prin Programul Național de Dezvoltare Locală. La alimentarea cu apă potabilă a Comunei Rucăr a fost în jur de 7.800.000 de lei contractul de finanțare. Suntem, v-am spus, pe finalizare cu el. Un alt proiect care se află în atenția autorităților locale se referă la construirea unui teren de sport cu gazon sintetic și nocturnă. Investiția va fi făcută prin grupul de acțiune locală Mușcelani și are o valoare de 100.000 de euro. Avem de asemenea prin GAL și n-am stat indiferenți la faptul că facem parte din GAL uh, mu uh, Mușcelean, uh, GAL care are sediu în Valea Mare Pravăț uh, și aici ne-am gândit la investiția de amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic și nocturnă în zona școlii generale Naia Ghica, în la momentul de față neavând un teren adecvat desfășurării competițiilor sportive. Proiectele care s-au derulat și care urmează să intre în execuție la Rucar au o valoare de peste 10 milioane de euro.